Seara, dragii mei telespectatori, iată-ne din nou la Pixelul Albastru, emisiunea de revista presii, în care discutăm știrile de peste zi, atât din cele locale cât și din cele naționale. O știre de ultimă oră de pe site-urile locale, pe btv.info, director nou la Clubul Copiilor din Pașcani, Gabriel Cioprag, a schimbat cu Mărioara Preotu. Clubul Copiilor din Pașcani are un nou director, este vorba despre profesorul Mărioara Preotu, fost director la Casa de Cultură Sadoveanu din municipiu. Gabriel Cioprag a aflat vestea înlocuirii lui chiar de pe patul de spital, acolo unde se află de câteva zile, după ce s-a simțit foarte rău. Iar noul director a fost surprins de decizia inspectorilor de la ISJ Iași. Doi oameni deosebiți și domnul Gabriel Cioprag, un om deosebit care face parte dintr-o familie, Cioprag, o familie de elită a Pașcanului. Mama dumnealui a fost o profesoară foarte bună, directoare de bibliotecă. Nici el, aș chiar nu stare departe de trunchi, nu? El e un om care a ridicat Clubul Copiilor la un standard frumos, a desfășurat activități deosebite acolo, nu mai spunem, tot felul de spectacole, de dans, de dans popular, de minunat, activitate de karting, desen, pictură, muzică, de toate pentru copiii noștri. Îi urez sănătate domnului fost director de la casa, de la Clubul Copiilor. Funcțiile vin, pleacă, dumnealui oricum rămâne un om deosebit. Doamna preotul, doamne mare, Doamne ajută, o doamnă deosebită și dumnea ei. Bun. Altă știre, tot de pe btv.info, referendumul împotriva investițiilor, Marius Pintilie promite ceea ce nu poate face, ar trebui să așteptăm zeci de ani sau chiar să dublăm prețul ca să avem apă și canalizare dacă renunțăm la cele 13 milioane de euro de la UE. Mă deranjează această manipulare crasă a publicului pășcănean, a omului pășcănean cu ideea asta a referendumului. Știți că și referendum a făcut și Băsescu? Cu 300 de parlamentari și cu ce, ca să iasă el pe la alegeri, nu prea veneau lumea la alegeri și totuși ca să mobilizeze, să-și mobilizeze frontul său, așa, referendumul din 2009 a fost așa cu 300 de parlamentari. Întrebarea era unul, sunteți de acord cu trecerea la un parlament unicameral în România? Ce știa cetățeanul? Parlament unicameral, bicameral? Era așa, 300. Sunteți de acord cu reducerea numărului de parlamentari la minimum 300 de persoane? Asta e manipularea. Deci când pui, normal că toți suntem de acord cu micșorarea numărului de parlamentari, dar când pui cele două întrebări conexate, parlamentul bicameral este mai bun decât parlamentul unicameral. Normal că trebuie să avem un parlament cam de 300 de persoane, pentru că nu suntem Statele Unite să avem un parlament cum au ei de 500 de persoane, nu? Păi Statele Unite sunt Statele Unite și România e atâta față de Statele Unite. Nu ne permitem să ținem o clasă legislativă atât de numeroasă. Dar aceste două întrebări puse una lângă alta au dus la manipulare. Manipularea lui Băsescu de atunci. Acum ce vrem? Manipularea lui cui? Manipularea lui Marius Pintilie, a societății civile, a Actualitatea TV, toți cei care au instrumentat de 2 ani de zile marea mișcare anti-apa vitală. Vorbeam cu un domn sau cu o doamnă, că nu vreau să... Așa, un cetățean astăzi, care stă la blocul unde domnul Marius are asociație. Și a încercat să-și facă asociație. Adică a încercat în primul rând să intre în asociația domnului Marius Pintilie. N-a vrut domnul Marius Pintilie să ia și acel bloc. Știa că sunt cu probleme. Acolo sunt doar doi oameni care nu plătesc apa. Doar doi oameni. În schimb, foarte bine, domnul Marius Pintilie, ca un politician ce este și se respectă, el nu a luat acel bloc în asociația asta, dar a ajutat la instrumentarea documentelor pentru înființarea asociației domnului sau doamnei de care vorbim. Domnul, împreună cu ceilalți, au făcut o asociație. Foarte bine. Spre deosebire de Marius Pintilie, n-a făcut asociația doar pentru apă. Ei fac asociația și pentru a strânge
pentru gaz și pentru RAGCL, pentru toate, că de-aia e asociație. Toate serviciile să fie strânse la un loc. Acele două persoane care nu vor să plătească apa și motivează că vor factură individuală, personală, în momentul în care li s-a pus întrebarea, domnule, dacă vă aducem factură individuală, plătiți, din partea cui, cine are cuiul, nu știu ce, ai niște întrebări din alea de treile, adică nici pe alea nu le plăteau, știți? Adică chiar dacă îi aduceai factură individuală, omul nu plătea. Ei, din cauza la acești oameni, doi dintr-un bloc, normal, asociația s-a strâns, au plătit și pentru acei doi, urmând ca să fie dați în justiție, iar asociația le va scoate la mezat și le va scoate, pentru că dacă au plătit ceilalți pentru tine 400 de milioane de lei, cum să nu te scoată cu garsoniera la vânzare? Păi la revedere, pleacă de acolo. Oamenii au plătit pentru tine, o scoate la vânzare garsoniera, își acoperă debitele și la revedere. Asta este sarcina unei asociații. Operatorul nu poate face așa ceva și nici nu e în sarcina lui. El îți aduce serviciul respectiv până la limita de condominiu. Asta este stipulat în lege. Credeți că domnul Marius Pintilie nu știa legea? În momentul în care a fost rugat de oamenii respectivi, haideți domnul Marius până la ușă la ei, le vorbiți din punct de vedere a consilierului, știți ce să le spuneți, cunoașteți legea. Nu, n-aș vrea să vin acolo, că știi, la care omul a spus, bă, ăsta vâna voturile, nu-mi vâna mie asociație sau nu avea niciun interes să facă asociații. Omul a fost foarte sincer. Deci, una este să fii politician și să manevrezi prezumtivile voturi, alta este să fii administrator. Administratorii corecți administrează bine asociațiile. Făceți-vă, oameni buni, asociații și administrați-vă bine. Lăsați manipulările cu referendumul. Că să știți, eu nu ascult pe Răzvan Grecu de la Actualitatea, care spune el că referendumul e mama democrației. Eu mă uit la Lucian Boia, profesor universitar la Facultatea de Istorie București, care știe mult mai multe, uite, cartea lui Mitul Democrației, știe mult mai multe despre democrație, despre referendumuri, de-a lungul istoriei, decât toți de ăștia postacii de pe anumite televiziuni. Pentru că, drept să spun eu, la un moment dat era o chestie, spuneam, domnule, dacă ești din Bacău, n-ai voie să faci televiziune, să fii jurnalist, ba da, dar n-ai voie să manipulezi în orașul în care nu ești. Adică tu, dacă la Bacău ești organizat în asociație și îți plătește apa, nu veni și manipula populația pășcăneană să nu-și plătească apa, să nu-și facă asociații. Aia e manipulare, clasă. Adică și în rău, știi, că dacă manipulezi pe cineva în bine, e bine. Dacă îl manipulezi în rău, ca lui să-i fie rău și tu să râzi de pe margine că ție nu stai nimeni apa. Știi? Tu plătești, ești bine, ești la... Dar când îți sfătui pe celălalt de rău și după aia, după ce îi se taie apa, vezi ce e făcut și bagi ca bățul prin gard așa și hărățăși câinile. E, normal că nu-i corect. Vreau să știu, pe domnul Grecu la Bacău a făcut vreun referendum și a semnat pentru referendum să plătească și să îi fie făcut cumva un referendum cu apa, utilizatorul de apă, de gunoi, ceva, l-a votat el prin referendum? A vrut el să-l aleagă prin referendum? Dacă tot face elogiu referendumul la Pașcani, dumnealui la Bacău așa a făcut, are cumva pe spatele buletinului votat acolo la referendumul local Bacău, pentru că și-a ales el operatorul sau asociația, cum e Arsacisul sau Apa Vitalul la Iași, așa și-a ales și el la Bacău? Nu cred. Așa că de ce să manipuleze la Pașcani? Ce, suntem noi proști și el la Bacău e deștept? Nu. Să nu ne manipuleze. Să știți dumneavoastră, în democrație, se spune democrație, conducerea poporului, dar conducerea poporului se face prin elite. Elita politică, elita economică și elita intelectuală a unei țări, a unei regiuni, conduce. Lumea, da, de la cel mai mic, pune votul. Dar nu o să fie votul acelui om, nu o să fie chiar credința și conștiința acelui om care a pus votul. Pentru că nu vine nimeni, de exemplu, la cei doi care nu plătesc apă de la blocul cu pricina, care am vorbit mai înainte, nu o să vină nimeni să-i întrebe pe aia cum să facă legea și să plătească sau nu apa. Și cum să se dea o lege pentru corectă, pentru gunoi, sau pentru salubritate, sau pentru binele orașului. Nici într-un caz. Ei pun votul pe niște oameni care se duc în Consiliul Local sau la primărie sau în Parlamentul Țării
sau la președinte și votul lor este adunat cu mulțimea celorlalți și ce să vezi, sunt trimiși acolo niște reprezentanți. Acei reprezentanți vor vota. Bineînțeles că cei reprezentanți sunt aleși dintre noi. Dar dintre care dintre noi? Din elite. Din elite. Pentru că elitele conduc în democrație. Nu spun că sunt ceva deosebit, dar uitați-vă, domnul Pintilie face parte din elite. Este un patron de succes aici în oraș și este elita orașului, face parte din elita economică a orașului. Alții fac parte din elita intelectuală a orașului. Alții fac parte din elita politică a orașului. Domnul Rățoi, de exemplu, care e parlamentar și care a fost primar, putem să spunem că face parte din elita economică? Nu, că nu e patron. Putem să spunem că face parte din elita intelectuală? Nu, că e mecanic de locomotivă cu Ștefan Gheorghiu, dat așa că adictele ar fi economist, nu e economist, cu Ștefan Gheorghiu nu ești economist, nu, nici într-un caz. Nu se face similitudine într-o școală de partid comunistă și cu facultate de economie. A făcut-o el așa ca să dea că ar fi economist. Nu, e mecanic de locomotivă cu școala Ștefan Gheorghiu de partid. Dar face parte din elita politică. El a făcut politică pe pâine, ca și Iliescu, de la 21 de ani politică face. Deci elita politică. Cine conduce România? Elita politică. Elita intelectuală. Elita, bineînțeles, intelectuală, mă refer și la elita culturală. Elita economică. Uitați-vă la Pașcani. Cine conduce Pașcani? Și cine va conduce? Indiferent cum se mai schimbă și ce partid mai vine. Elita politică, elita intelectuală, elita economică. Aici se învârt toate. Nu va veni strungarul de la o firmă din Pașcani să fie vreodată primar. În momentul în care va urca pe linie de partid și el va face politică de partid un anumit număr de timp, de ani, o anumită perioadă de timp, mă iertați, atunci da, va face parte din elita politică, dar greu. Uitați, un profesor, poftim, dacă nu intră în elita intelectuală a orașului, el rămâne acolo, profesor, simplu, va face vreodată politică, va ajunge primar, va ajunge consilier, dacă nu intră într-o formațiune politică? Nu. Ce v-am spus? Democrația se face pe elite. Iar referendumul, uite aici, iluzia plebiscitară, să spunem. Piatra de încercare a democrației este problema reprezentării. Și e vorba de strategia referendumului se înscrie în aceeași logică a unei suveranități efective direct exprimate de popor, spune profesorul Lucian Boia. Dar unele regimuri s-au sprijinit pe această metodă de apel la popor, între ghilimele, diminuând astfel rolul puterilor intermediare. Adică are rolul de a face o lege locală, Consiliul Local. Ca să apelăm noi pentru orice moft, pentru orice chichiță la popor, înseamnă să erodăm puterea Consiliului Local. Aparent, democrația e în câștig, însă pierde din substanță, spune profesorul. Masele sunt mai ușor de manipulat decât adunările restrânse. De ce? Pentru că acolo în Consiliu, toți consilierii vorbesc, discută, analizează o problemă pe toate fațetele, legal, economic, da? Toate le analizează. Este vorba despre discurs, este vorba despre negociere, este vorba despre analiză. Ceea ce nu se face la un referendum. La un referendum este cu da sau nu și se merge mult pe hăi-rup. Deci nu e vorba de reprezentare și dacă democrația e în câștig aparent, dar pierde din substanță. Masele sunt mai ușor de manipulat decât adunările restrânse. Și spune că cezarismul lui Napoleon al III-lea oferă un exemplu concludent, adică el a fost ales președinte, dar s-a transformat în împărat. Ca și cum Băsescu a nostru a avut la un moment dat să fie un mic dictator, dar nu i-a reușit. De altfel, spune tot profesorul, de altfel filozofia referendumului disprețuiește minoritatea. Nu eu, profesorul Cean Boia, nu Grecu, nu Marius Pintilie, nu altcineva care rostește referendum în gură de 7.000 de ori pe zi. Nu. De altfel, filozofia referendumului disprețuiește minoritatea. Cu 51% din voturi se poate câștiga totul și se poate pierde totul cu 49%.
este un joc și problema competenței. Ușor de zis că fiecare decizie trebuie să aparțină poporului. E ușor de zis, da? Întrebarea e dacă poporul are suficientă competență pentru a se pronunța asupra celui mai mic detaliu. Adică poporul știe la un moment dat, scrie în referendum cum va fi făcut prețul, știe în referendum cât vor fi investițiile, știe în referendum pe ce străzi se vor face primele investiții în apă și canalizare, scrie în referendum care va fi prețul de acelui produs, în cazul nostru a apei, scrie în referendum, nu scrie. Scrie în referendum că dacă am dat apa vitală, am alungat apa vitală din oraș, la o licitație nu poate câștiga tot apa vitală? Scrie în referendum asta? Nu scrie în referendum asta. E o manipulare? E o manipulare. Și spune aici, domnul profesor, dintotdeauna guvernanții au guvernat și nu poporul. Aha, hai să ne trezim, să vedem cine guvernează. Bun. Și mai spun, mai este o chestiuță frumoasă, așa? Tot din carte, tot de la domn profesor. Și mă iertați că citesc din carte, dar mi se pare că un profesor universitar este mult mai bun decât un reprezentant de la o televiziune care vorbește despre referendum, dar el n-a făcut referendum în localitatea în care locuiește. Cu cât se diluează suveranitatea în popor, cu atât se concentrează mai mult puterea la vârf. O democrație burgheză, moderată, este cu siguranță mai flexibilă decât democrația revoluționară a poporului. Deci ce urmează cei de la vârf să facă? Bazându-se pe rezultatul vostru de la referendum, dragii mei, dacă se va organiza acest referendum, vor folosi votul vostru de la referendum ca să se cocoațe pe putere. Și mi-a plăcut de Cătălin la emisiunea de ieri și m-a rugat să spun eu că el a uitat în emisiunea lui, să aduc aminte domnului Marius Pintilie că dacă ajunge primar, și asta este și în interesul meu să-i aduc aminte, dacă ajunge primar, să semneze demisia în alb, să, dacă nu face acel serviciu în cadrul primăriei, cum propune acum și vrea să susțină referendumul, și dacă ajunge primar și acel serviciu din cadrul primăriei nu-l face imediat, cum a propus, și se ajunge tot la un operator, cum e apa vitală sau poate să fie altul, atunci să-și dea demisia din primar. Pentru că manipularea e manipulare. Și dacă tu ai spus poporului în referendum că, domnule, alegem, fac serviciu, am eu soluțiile, faceți referendum după cum vreau eu, poporul ți-a dat girul, te-a crezut și tu ai ajuns primar cu ajutorul votului poporului. Și nu faci ceea ce ai propus și ceea ce ai promis, atunci, la revedere, domnule primar, nu avem nevoie de primari mincinoși. Adică, vreau să mai pun un lucru. Dragii mei, proiectul Apa Vital și Arsacis este un proiect făcut de un liberal, a domniței, șeful Consiliului Județean la un moment dat. Este un proiect liberal. Dacă era susținut de Marius Pintilie acest proiect liberal, și era destul de inteligent ca atunci când a domniței era șeful Consiliului Județean, se ducea și aducea proiectul acesta a Arsacisului, a delegării serviciului și toate, a intrării Pașcanului în asociația Arsacis. Și veneau consilierii liberali în frunte cu domnul Marius Pintilie de atunci și propuneau acest proiect, această hotărâre de Consiliu și era votată de toți cum așa ar fi trebuit să fie, pentru că este un proiect liberal pe județ, nu este un proiect cum spun cei de la actualitate că e proiectul lui Pantazi, nu? Pantazi știu să fie un politician abil în cazul acesta și a preluat proiectul de la liberali și l-a înșușit și l-a adus la Pașcani spre binele nostru deocamdată și spre investițiile în orașul nostru. Dar dacă Marius Pintilie era un politician mai abil
și îl aducea el și era votat, mă gândesc la Actualitatea TV, ce spunea acum? Uitați-vă! Apa Vital, corect, operatorul nostru, foarte bine, pentru Apa Vital, un proiect cu adevărat liberal, uitați ce a făcut liberalii pentru Pașcani, așa spuneau, da? Mai susțineau cumva un referendum anti-Apa Vital, anti-PNL, atunci? A-a. Asta e manipulare. Asta e manipulare. Și să nu cădeți în manipulare. Asta vă doresc, dragii mei. Bun. Cred că m-am exprimat așa cum a trebuit. În rest, să avem parte de multă înțelepciune. Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pace și înțelepciune. Restul totul vine la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere, dragii mei.